propria mea închisoare voi construi astăzi este deja construită cât de cât cu cele necesare și o vom mai modifica și mai mult. Am și o mașină de poliție, seamănă cu aia din Hello Neighbor, în fine, îmi zicea că trebuie să mă duc să vorbesc cu nenea ăsta. Deci cu mașina voi prinde pușcăriașii, îi iau din oraș, îi arestez, îi bag în mașină, îi duc la închisoare și ăsta o să ne zică ce nu-i convine lui la închisoarea noastră. Hopa, poți să scapi din închisoare și poți să-ți upgradezi închisoarea. Cică jocul ăsta o să primească un update mare de tot curând. Deci dacă o să vă placă episodul și o să fie distractiv jocul, o să mai facem continuarea. Bine v-am regăsit în propria mea închisoare. Haideți prima oară să vă arăt în ce constă, după care să prindem primul nostru criminal și o să prindem și mai mulți și tot așa. Păi, închisoarea noastră, ei bine, este în aer liber, exact. Și văd că e destul de frig afară, sau e zăpada asta? În fine. Dacă ești închis la închisoarea noastră, o să stai la celulă, ai un pat foarte curat, toaletă și WC, nu știu pe unde scapă aia, poate pe aici. În fine, niște notițe și cam aia e tot. Bun, deschidem aici o cantină foarte mică pentru că nu avem buget foarte mare. Când facem bani o să ne extindem închisoarea, dușuri și o să ne asigurăm că nimeni nu scapă, ok? Sunt cu ochii pe cei de la închisoare, câteva băncuțe, faci aici la piept, poți să alergi pe bandă. Și ăsta este biroul nostru minuscul de unde aplaudez episoade pe YouTube. Minunat! Îmi bubuie în urechi jocul, sunetul, hai să conducem. L-am dat mai încetișor și mă voi duce în oraș pentru că este timpul. Ia să-i să oprim. Domne, ce ai făcut? Ești arestat. Tu ai făcut accident cu mașina. Dar n-am făcut eu, era voie doar mergea pe stradă. Nu mă interesează, ești arestat. Ia vezi. Hai să nu scapi. L-am băgat în portbagaj, unde l-am băgat, mă? E o femeie sau e bărbat? Mă rog. Release. Bine ai venit la închisoare. Cum te cheamă? Casey. Foarte bine, Casey. Hai să ne uităm puțin pe șopan. Avem VIP și putem să ne luăm o limuzină. VIP tag. Ne putem lua mai mult pământ, fântână cu bani. Hai să ne luăm earning boost, să facem mai mulți bănuți și să vedem cam cum facem noi bani și cum ne extindem închisoarea. Trebuie să arestăm desigur mai mulți oameni, că unul nu ne ajunge. Nu pot să-mi iau o dubă mai mare sau ceva? Fântână cu bani. You love to see it. Pot să cumperi bani direct. Prizonieri care nu fac așa mult zgomot. Military truck. Bă, într-adevăr, e o mică problemuță. Este să ne uităm aici pe stats-uri. Deci, muncitori, putem să ne angajăm un gardian, dar nu avem fonduri. Bucătar, aha, îngrijitor și așa mai departe. Noi am primit 15 dolari. A noastră doarme deja și a acceptat soarta. Fii atent, o să ne cumpărăm camionul acesta și o să cumpărăm noi câțiva bănuți cu Robux ca să ne începem afacerea. Între timp, voi apăsați pe butonașul de like. Eu am cumpărat ăsta, dar nu știu unde e. Mi-l spawnez eu sau... Oh, deci aici construim noi toată... Cam așa arată interfața jocului. Îmi place, îmi place, îmi place. Trebuie să ne familiarizăm că nu știm exact cum funcționează. Și acum, hai să angajăm câte unul din fiecare. Am angajat un polițist, un îngrijitor, cineva care repară chestii. Bucătar, așa. Bă, dar unde se duc ăștia? Nu e asta închisoarea mea? Ce fac, mă, oamenii mei? A, eu fost setați în locul ăsta și apoi pleacă. Fiecare la treaba lui. Ăla sapă. Mă rog, avem un polițist, o să aibă grijă de a noastră. Adică am luat alt loc, fix lângă oraș, ceea ce e perfect. Are sens. 30 de kilobytes. Ne arată ce se întâmplă. Da, am luat ăla de armată, dar nu îl văd. Trebuie să fie pe undeva, dar nu știu unde e. Da, să știi că ai făcut ceva foarte ilegal. Ai mers noaptea pe stradă. Felicitări. Ești arestat. Ești arestat, efectiv. Adică pare mai mult că furăm oamenii, nu că îi arestăm. Efectiv îi luăm de pe stradă, îi băgăm mașina și ce la închisoare. Ha! Vom fi mai bine plătiți, cam aia e toată chestia. E cam enervant că poți să cari unul singur, când mașina ai putea să cari 2-3. Ai 2 în spate. Trebuie să mă plimb pe hartă să găsesc camionul ăla de armată. Că altfel nu-mi dau seama de ce l-am cumpărat. Mă gândeam că e mai mare decât mașina de poliție și arestez mai mulți, știi? Dar văd că nu e așa. 5 dimineața, hai să verificăm dacă vrea cineva să scape. Ia că s-a dus peste el. Îl trezește, ce face, mă? Bun, bucătarul face mâncare. Ăsta, avem și telefoane. Bun, păi hai să ne uităm puțin peste toată situația asta, cam cum se prezintă.
Deci, noi aici, de exemplu, putem să luăm asfalt, corect? Cât sunt banii mei? Dar pare asfalt sau... Eu nu-mi dau seama. Da, măi, asfalt. Fii atent că arată mai bine acum. Și... Stai să ne uităm puțin de tot. Unde e, bă? Prisoner Stats. A zis că vine în următorul update. Cam așa se prezintă. Pereți și așa mai departe. Putem să le punem niște garduri. Dușurile astea cam micuțe. Aș vrea la dușuri să le pun altceva, dar nu-mi dau seama. Zăpadă, ce mă aia? Concrete floor. Metal. Fii atent, le punem podea de metal la... N-are niciun sens. Le punem podea de metal la dușuri. Mamă, mamă. E nebunie, eu vă zic. Bun, alte necesități. Vrem ca oamenii noștri să fie fericiți care sunt la închisoare. Televizor! Nu văd nicăieri un water dispenser. Hai să le punem și lor puțină apică. La mișto aici, așa. În caz că vrea cineva să bea apă. Și ar fi tare să le facem o... Mă, dacă ne gândim din punct de vedere fizic, cineva face piept. Dar la bara asta... Fii atent la ba... Mă, ar trebui să mai extindem tot gardul ăsta, părerea mea. Dar nu știu cum este un pic. Putem să mutăm gardul? A, da, cred că o să poată scăpa, frățiorii. Prison fence. Deci noi asta avem momentan. Cred că îl Știi? pun mai așa. Și iau cât de cât spațiu. O să se încurce cu ăla de acolo, dar nu mai contează. Deci jocul ăsta nu are prea multe chestii, sincer. O să fiu 100% sincer cu voi. Vreau să mă uit puțin să vedem ce fac frățiorii. Deci noi suntem plătiți momentan. Aș vrea să avem mult mai mulți prizonieri. Mamă, i-a vezi aici la dușuri full metal. Vorbește la telefon. Cică celula de lângă mine miroase prea urât. Ok. Rele. Cum mă, că avem îngrijitor, cum să miroase urât? Bun, nu-mi place textura asta de la ei din... Texturile astea mie nu-mi plac. Ce aia? Stai un pic să le facem mai custom. O să le facem cu negru ca să efectiv intre în depresie. Odată. Și putem să facem și pereții altfel, văd. Mamă, glass panel, ești nebun. Ia stai să mă uit. Astea sunt ceva basic, așa văd că nu poți să modifici prea tare. Mă gândeam că le schimb culoarea pereților. Poți să le pui niște grey fence de asta, dar n-ai ce să modifici. Singurul lucru pe care aș vrea să-l modific ar fi să le pun bunk beds. Adică, mă gândesc că i-ar ajuta și pe ei un copăcel de ăsta așa. Ăsta e să punem, să delimităm așa puțin. Are sens ce încerc să fac? Sau nu prea are? E un pic prea aproape de ăla, cred că îl facem așa. Ok. A, military truck, mă, uite-l, wow! Păi și care-i faza? Stai un pic, că nu înțeleg. Ai doar decorațiune? Eu că poți să-l conduci, what? Stai un pic. Ba, da, mă, poți să-l conduci. Ba, 12! O, păi de ce le-ai zis, mă, vărule, așa? Stai un pic, stai un pic. Dă asta la o parte, că pregătim acum. Fii atent. Da, nu o să vă placă inițial, dar o să vă schimbăm paturile. Scoatem paturile astea de aici și venim cu bunk beds, care cred că așa vor fi puse. Ia, cum arată? Bun, dublăm numărul prizonierilor. Bă, dar ăilalți unde sunt? Au scăpat? Ce au făcut? Eu văd doar... Bă, frate, mi-au scăpat în... What? Mi-au scăpat pușcăriașii? Ce, mă? Nu știu, mă, cât am editat pe acolo, polițistul ăla... Nu pare că a scăpat nimeni. Nu-mi dau seama, deci chiar nu-mi dau seama. Mă rog, hai să plecăm. Mergem să arestăm câțiva... Am un prizonier! What? Cât timp am editat, au scăpat, 100% au scăpat. Deci momentan noi suntem pe minus.
cu plata. Așa că nici măcar nu mai contează, intri în dubă. Deci noi facem 15 dolari și pierdem 60. Dau drumul în țarc. Ia vedeți, fraților. Cum e la răcoare. A, e bine? Ia vezi. I will escape. A, bravo, mă, bine că au tipa ai noștri. Hop, hop, hop. Ce face, mă, omul meu? Omul meu sapă. Așa au scăpat aia. Ok. Fii atent. Păi, în cazul acesta... A, pe ăștia sapă pe aici, mă, și nu-i vezi. Dar trebuie să-i vadă polițistul ăla. Mă, dar noi câți bani facem acum? Chiar sunt curios. This prison doesn't have enough guards. It's nice. Ba, are dreptate ăla. Noi nu avem destui polițiști. Deci noi avem... Hai măcar doi să angajăm. Rânkachov. Ah, e banat, ok. My god, man. Prisoner stats, nu. Bă, frate, unde e... Player permission, worker. Angajăm trei polițiști, că nu se mai poate, efectiv. Și o angajează, bă, doi de ăștia, că zicea ăla că-i pute în asta. Nu are, bă, cum. Ok, totul e bine, da? Super. Nu există camere de luat vederi sau ceva de genul? Fii atent ce vreau să fac. Adică nu mi se pare corect, ok, că omul meu... Bă, noi nu avem coș de gunoi. Să punem noi. Să pun aici coșul de gunoi, nici nu știu. A, ba, da, mă, avem unul. Și mai punem unul... Aici, gen, nu știu. Nu mi se pare corect că oamenii mei sapă și nu pățesc nimic. Opa! Ce avem noi aici? Cum fac, mă, noapte? Night. Unul ne-a scăpat deja, pentru că, bă, trebuie să stai după ei, efectiv. Nu înțeleg cum reușe să scape. Știi, atât de, într-o închisoare atât de mică, trebuie refăcută închisoarea. Cam aia e chestia. Dar la început o să scape, la ora asta pleacă șmecheria. Are și el dreptate. Vezi, ăsta analizează, dar... Îl prinde și îl pune să se miște. Hourly income 75, trebuie să mai arestez unul, dar fii atent. Vreau să fac în felul următor. Vreau să distrug aici și să mai fac o cameră. Pentru, dar nu știu dacă funcționează. Nu știu dacă funcționează. Unde era, mă, ăla? Pentru solitary, era ceva de genul. M-ai adus un prizonier. Aștept să se culce toți. Și o să mai fac la etaj mult mai multe camere. O să fac niște camere mișto la etaj. Trebuie să mai angajăm polițiști. Văd că polițiștii nu sunt scump de angajat. Sunt doar câte 5, știi? Deci chiar o să angajez mulți polițiști. Mulți, mulți, mulți. Trebuie mărită și curtea. Nu prea au ce să facă prin curte. Hai, mă, culcați-vă și voi că e 10 seara, nu se dă stingerea. Cred că trebuie să le pun niște... să le fac o cameră specială pentru monitoring desk. Are sens? Și nu știu exact unde. O să le fac undeva deasupra, cred. Ori mărim gardul ăsta și îl ducem așa. Dacă noi dacă ne uităm de aici, tot spațiul ăsta e liber. Oficial s-au culcat toți. Și nu știu, mă gândesc să mărim gardul. Deci, trebuie să adauge niște unelte mult mai bune. Venim cu el ceva în genul ăsta. Venim așa. Și blocăm aici, ok? Scoatem astea. Și al. Ne-au scăpat toți prizonierii. Doar că am extins închisoarea. Cred că trebuie să mai vin cu un rând și pe acolo. O să arate ciudat, dar ideea mea e escape tunnel. Nu știu, frate, ăștia sapă ei toți. N-au niciun stres. A, să se sape. Bine, a fost liber aici. E ciudat că nu se pune pauză cât timp editez și atunci e prostie. Deci peretele ăla trebuie să-l distrug. Aici cred că am capacitate sau cum îmi dau seama că n-am nicio idee. Da, mă, aia era chestia, că puteau scăpa. Bun,
mergem și prindem mulți de tot. Adică avem 2, 4, 6, fii atent, 6 odată și sus avem 6 plus. 2, 4, 8, 13. Nu, 4 ori 3, 12. 12 criminali. E cam migălos că durează mult până îi arestezi. Dar ne ducem aici frumos. Știi, era tare să mă ajute și poliția. Gata. Efectiv, toată lumea a scăpat. Dar cred că a scăpat din cauza că erau alea libere, mai mult ca sigur. Și polițiștii nu și-au mai făcut treaba, că era cu roșu. Vă zic, jocul ăsta e insane. Stai foarte mult până construiești. Genul ăsta de jocuri. Super mult stai. E și satisfying, adică jucam foarte multe când eram mic. Zoo Tycoon. Nu știu ce o mai jucam. Tycoon-uri de genul ăsta unde trebuie să construiești, nu doar cumperi chestii și nu pe Roblox, să zic. Jocuri standalone. Massive Riot. Nu are nimic, vreți Riot? Stați liniștiți, băieții mei, că angajez acum la polițiști. Să încheiem tot, dar nu-mi dau seama, bă, butoanele astea așa ciudate, workers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 polițiști, adică e insane. Sunt mulți 8, stai așa că vin toți acum. Ăla deja sapă. Bă, frate, cum poți să sapi? Și polițiștii să stea să uite. Nu înțeleg. Sus nu s-a dus nimeni? Nu știu. Deci ăștia se bat între ei, oamenii sapă, deci avem așa, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 în cap. Unul a scăpat deja. Bă, frate, cum e posibil să scapă? Unde scapă, bă, lumea? What? Al nostru sapă? Mă, cred că știu care e problema. Și atent care e problema. Problema nu e de la polițist. Problema e de la repairman. Prisoners tend to break things and dig tunnels. Repairman will be here to repair broken things. Oh my god. Asta era, mă, problema. Păi, bă, omul meu ăla e insane de scump. $20, glumești? Poate cât am plecat, ceea ce e perfect. Doar că închisoarea asta trebuie mărită mult mai mult, mă, ce ai? No, nu cap oamenii, efectiv. Adică asta e făcut așa la mișto, știi ce zic? Ăia sapă în curte, ăia sapă la loc ai noștri, criminalii sapă în curte, de față cu toată lumea, deci un stres nu au oamenii. Mă rog, bag așa. Înțeleg oarecum ce trebuie făcut, deci fiți atenți, o să vă explic dacă mai fac vreodată vreun al doilea episod. Ideea e simplă, trebuie să fac undeva în Paint sau știi că mai era un joc Prison Architect, tot așa. Super mișto jocul și trebuie gândit layout-ul de la închisoare dinainte, ne mai trebuie un prizonier. I'm unable to find available sport equipment. Deci ăștia vor mai multe chestii la sport, ăla sapă pe bandă ca să scape. Ok, hai să le punem, că ăștia nu au ei treabă. Luați oamenii mei și fugiți cât vreți. Stai un pic să-l mut pe ăsta așa. Da, ideea e că noi trebuie să luăm ploturile de aici și să extindem gardul mult mai mult. Cam mai ar fi, e mult prea multă lume, știi? 16, deja a scăpat cineva. Cum o fi scăpat, nu știu. Pă, unde e întrebarea? La dușuri. Păi nu sunt destule dușuri pentru toți. I'm unable to find showers. Ăsta a săpat la dușuri. Bă, da. Iată, what? Ăla scapă cu polițistul lângă el. Bă, frate, polițiștii ăștia nu sunt buni de nimic. Eu vă zic, omul meu scapă la dușuri cu polițistul lângă el, gen, what? Mă las de viață. Fii atent că, gen, tu poți să vii aici și să sari așa, oare așa scapă ăștia? Eu nu îmi dau seama. Deci nu îmi dau seama. Cred că trebuie făcut un perete? Sau ce trebuie făcut aici? Nu? Trebuie făcut așa perete? Nu știu, ziceți-mi și mie că n-am idee. Pe unde pot să mai scap? Dar n-a sărit nimeni, mă, pe aici. Nu cred că e aia.
Adică ăsta ce ca... Asta e al nostru, ok. Bă, e un pic ciudățel jocul, o să fiu sincer cu voi. Îmi scapă oamenii în prostie, spuneți-mi în comentarii ce fac greșit, dacă fac greșit, ce e în regulă. E troll oricum, știi, cu închisoarea ta. E mega mult de muncit și sunt curios cum cumperi slot. Ah, pentru $1000, mă. 3000. Păi bă, de ce mă mai scump, mai ieftin aici? Fii atent. Da. Și mutăm gardul cu totul. Știți cum trebuie făcut? Trebuie, fiți atenți. Trebuie făcute toate... Unde era, mă, peretele ăla? Aoleu, mă doare capul cu jocul ăsta. Unde e, mă, detectorul ăla de metale? Ăsta e security. Deci toate celulele, toți, ok, trebuie să iasă printr-un singur culoar. În genul acesta. Are sens ce zic? Exact așa. Bine că ăștia nu au arme la ei. Oamenii mei doar sapă. Dar poate din cauza că sapă? Adică nu știu. Că s-a mai potolit lumea și nu mai scapă. Deci la 8 e capacitatea lor sau nu știu ce s-a întâmplat. A venit noaptea, dorm toți. Deci nici nu știu. Închisoarea asta e făcută ciudat că n-am destui bani să extind în dreapta. Eu n-am nevoie să extind în stânga. Are sens ce zic? E cam prostie dacă mă întreb, dar mă rog. Ia să vedem noua bucătărie. Deci dușurile arată cam așa. Trebuie să punem tavanul la dușuri, nu e problemă. Și bucătăria arată cam așa. Tot așa trebuie să-i punem tavan. Mergi pe lângă, ai toate astea, aici e bufetul. Trebuie să punem niște lumini în interior. Deci la etaj venim cu metal floor. Lumea, ok, minunat. Lumea mănâncă, face duș. Aici le punem niște pământ. Ok. Aruncăm copacii ăștia la gunoi. Ok. Și luați, fraților. Luați aici, na. Hai să începem. Bum, bum, bum. Ok. Ok. Telefoane. Ok. Pe astea nu prea stă nimeni, da, mă rog. Cine are chef să stea? Biliard afară. Nu o să mai vezi așa ceva. Patru de astea. Dați, frate, la coșuri. Faceți ce vreți. N-avem și noi o iarbă mai verde, nimic. E ciudat rău de tot. Aici în colț mai merge pus ceva, dar nu știu ce. N-am ce să le mai pun altceva. Push-up mat-ul ăsta nu merită că e prea scump. Ok. Oh my god, mese de biliard. A, chestia asta aici, nu știu, o să o astupăm cu un perete, că aia vine aici și scapă ca nebunii 100%. Hai să vedem cam cum arată. Te duci pe aici. Vorbești la telefon, faci ce faci. Ok. Aici mai merge mărit, dar nu mai avem buget, știi? Aia e problema. Închisoarea avem sus, trebuie refăcută, trebuie făcut tot designul. Adică aici e făcut la mine, la troll, dar trebuie să ai un design în minte înainte să încep tot. Doar că n-ai bani, frate, adică am cumpărat cu Robux. Nu faci bani în joc. Plină ochi. Dar o să scape din nou, că dacă sunt prea mulți, ceva e în neregulă aici. Ori n-am eu destui angajați, știi, care să sape tunelurile, adică încep și scapă șobolanii. Cred că ne trebuie... Nu știu exact. Pentru că dacă eu aduc criminali ca să fac mai mulți bani, da? Fac bani în funcție de câți pușcării așa am. Dar în același timp, dacă eu aduc pușcăria și trebuie să aduc oameni care se asigură că aia nu scapă. Și atunci pierd toți banii. Adică uite, știu, deja pierd minus $200. Și am câștigat 210. Deci acum suntem cât de cât ok. E problema la dușuri, că nu sunt destul de mari și îmi trebuie bani să extind în dreapta. Dar chiar, pământul ăsta de aici cât costă?
ai 1000 ăsta. O, păi merită, merită. Astea două și extinse dușurile. Merită, merită, merită. Păi a fac duși unul într-altul. Add more toilets. Măi, a nou WC de... Wait, what? Cumva o gaură în podea sau mi s-a părut mie? Frate, ce? Nu le-am adăugat aici la etaj? Ok. Cannot build floor on multi-floor furniture. What? E din cauza ăstuia? Sau care ești pârla? N-am văzut pe nimeni, deci, n-am văzut pe nimeni să joace basket. Deci chiar nu am văzut pe nimeni să joace basket. Cred că le lăsăm doar două de alea. Food rations are too small, n-au mâncare. De ce dansează ăștia și fac duși îmbrăcați? A, bă, că puteți să faci... Ia uite-i pai mei, bă, băiatule. Sapă la duș. Cum sapă prin podea de metal? Că n-are sens. Deja au scăpat doi, sau? Și că nu e bună mâncarea. Scapă ăștia, bă! Îți evadează ăștia. Da, 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 clar. E de la staff, trebuie să adăugăm 50 de polițiști. Eu cred că zic că trebuie securitate bună, tu nu mă asculți. Nu știu cum fac securitatea aia. 700 de polițiști, ce le pun? Am mai adus întărire aici în spate, dar nu știu ce să zic. Na, cam așa arată. Au benzi aici, au de toate. Următoarea zi o să poată să le folosească, că sunt mult mai mulți, că ei alergau aici și acum se pot duce în partea cealaltă. Cam asta e închisoarea, mai trebuie mărită pe dreapta. Acum se pregătesc și ăștia de mâncărică. Se pregătesc de... Ce vreți, mă, să iau tel pe ăsta? Omul meu a făcut groapă. Pă, frate, astup aici. E tănii, nu astupă, mă, aia e problema. Cred că mai trebuie un bucătar. Cred că aia e problema. Nu, nu-mi dau seama exact. Prisoner need to eat. The chefs will be there to cook for... Doesn't... They doesn't eat everything. They cook. 1 pentru 15. A, pe 1 ajunge, mă. Nu vezi că le pregătești aici la cantină. Hai că e destul de făinuț jocul. Mai e de lucrat, dar... A, polițistul pune steag și ăla vine și sapă, fii atent, chiar vreau să văd. Am înțeles ideea lor. Dar de ce nu vine nimeni? Uite, mă, că vine. Deci fii atent, trebuie polițiști, mă, să fie mulți. Nu doar ăia, trebuie să fie oarecum în egalitate. Cum pot eu vreodată, explicați-mi următoarea chestie, cum pot eu vreodată să-mi upgradez închisoarea când eu generez 240 și plătesc 220? Niciodată nu o să pot. Deci nu o să pot niciodată. Dă-ne la toți work permission, lucrăm pe gratis. Ah, ok, ajungem momentan pe ziua de astăzi, dacă mai vreți episoade mai facem și mai upgradăm închisoarea, dacă nu, nu. Like și ne vedem la viitoare. Pooo!